În urma incidentului produs seara trecută în Râmnicu Sărat, autoritățile locale au convocat o ședință fulger cu membrii comandamentului pentru situații de urgență. Aceștia au identificat măsurile care se impun pentru preîntâmpinarea unor astfel de situații în viitor. Una dintre ele vizează devierea traficului greu din zona centrală a orașului. Restricționarea traficului. Cred că există spațiu necesar astfel încât să asigurăm circulația pe două benzi pe acest sector de drum și dacă va fi pe perioadă lungă de timp să impunem restricții de trafic pe care să le anunțăm tuturor participanților la trafic și prin prezența unor echipaje de poliție pentru autovehicule mai mari de 7,5 tone. În urma discuțiilor purtate cu reprezentanții Inspectoratului de Stat în Construcții, ai Direcției de Cultură, ai Societății Acvaterm Râmnicu Sărat și ai Companiei de Apă Buzău, autoritățile locale au ajuns la concluzia că surparea a fost provocată de bolta unei vechi pifnițe care a cedat. Dar problema creată ne ridică semne de întrebare și trebuie să vedem care sunt, cum spuneam, măsurile care se impun afirmate. În primul rând, că la momentul acesta, ca așa sunt instituții care se uită, care sunt factorii responsabili sau cine este vinovat de producerea incidentului. De asemenea, lucrul care mă îngrijorează cel mai tare este iminența drumului european, adică vecinătatea drumului european ne poate crea și pe viitor această problemă. Totodată, pentru a determina cauzele exacte ale producerii surpării, autoritățile din Râmnicu Sărat au contactat un specialist care a demarat o expertiză tehnică în zonă. Restricțiile de circulație pe drumul European 85 în zona străzii Mihail Cogălnicianu vor fi menținute cel puțin o săptămână.